Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu m-aș vedea dacă să fiu într-un restaurant, cred că ar fi o chestie de genul la un incident, nu și-ar lua fază, ar zice, stai că chem un bucătar. Sunt sportiv de performanță, kickboxer de performanță, mai exact. Am mers la sala de forță, undeva la vârsta de 18-19 ani și am făcut acest pas nu cu gândul să fac performanță, ci doar pentru mine. După 2 ani de zile, Ciprian Sora, cunoscutul antrenor, actual antrenor, fost sportiv de performanță, m-am drumat spre competițiile de amatori. Ușor, ușor, având niște rezultate la competițiile de amatori, am făcut pasul spre performanță, spre profesionist, ca să zic așa. Am niște titluri de campion național și vicecampion național, după care, făcând pasul la profesioniști, am luptat în galele de la noi și din afara țării. Și încă de atunci, în perioada aia, am rămas activ și la ora respectivă. Bum, 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 bum. Categoria grea este o categorie care uzura își pune accentul destul de repede. Poți să ai accidentări destul de mari, accidentări destul de grave, se poate întâmpla să o accidentare de asta să te scoată de tot din lumea sportului de contact. Am avut ocazia să îl întâlnesc și să stau în preajma lui undeva la 3 zile, renumitul, faimosul Mike Tyson. Am fost selectat pentru a fi garda personală pe acele zile cât el a stat în România. Mike Tyson e o persoană liniștită, chiar foarte liniștită. Este și în momentul de față, și în momentul acela când eu l-am cunoscut, activ și din punct de vedere sportiv, mă refer cu face pentru el la ora 6 jumătate dimineața, se trezea și mergea în sala din incinta hotelului și făcea o alergare, undeva la 45 de minute, cel puțin, alerga. A fost o experiență plăcută, pentru că mi s-a acordat șansa asta. Îmi place să gătesc, prind foarte repede anumite preparate, să zic așa. N-am mai fost la o emisiune de gătit. Nu pot să zic că am emoții. Eu sunt obișnuit cu emoțiile. Înainte! Bum! 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 Ori ceva cu ciocolată, ori ceva cu pește. Sau 2 creveți. Sau desert. De cum ar fi să avem creveți cu ciocolată? Du-te, mă, nu cred. Wow. Așa, ma. Da. Cum se cheamă? Avocado toast. La naiba. Preferi oul moale sau oul tare? Și am și una și alta. Asta e American style, băi. Na, ha, ha. Cu asta ce faci? Strângi cioburi. Cum să strângi, mă, cioburi? Cum să strângi cioburi? Cum e asta? A, nu știi? Să mor eu, nu dai cu mătura, nu dai cu aspiratorul? Păi, băi, tată, când ți se sparge un pahar din ăla în multe, așa... Așa? Ca să strângi absolut tot, de pe masă, de exemplu, că nu dai cu mătura pe masă, nu dai cu mâna. Dai cu aspiratorul, mă. Dacă ai aspirator, așa, okay, dacă zi. Nu iei pâinea... Și faci așa? Și strângi cioburile, uite așa, da, pești pâinea pe cioburi și cioburile se miezul, prind toate. Cred, nu? Doar miezul, da. Ce vrei să spui, Dumitrescu? Ce să zic? Miezul ăsta de pâine poți să strângi cioburi de pe masă. Ești sau nu ești miez? Toți suntem miezi în felul nostru, cumva. Vrei să recunoști sau nu, ești și tu miezul cuiva acum. Da. Da ra 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 la 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 mai pune o schimbă în două și dă-i și la 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 rupă pe jumate. Da, parte-vă din două și dă-i și la două acum, că ce faci? Bă, dă banii, băi! Bine? La 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 la
mă, banii, băi! Hai, bă, Salvo, dă banii odată! Băi, Salvo, dă banii, băi! Salvo, banii! Haide, să jurizăm, lăsați răgeala! Iau, mă, nu fac probleme, mă, nu fac probleme. Mergem mai departe. Bună seara! Salutare, domnilor! Salut! Salut! Te rog să stai cu minte pe semnul tău acolo. Da, da. N-ai voie să te miști, mai un pic mai în față. Deci e ca să știi regulile acestui show. Foarte simplu. N-ai voie să te îndepărtezi de acel punct până exact. Nu plecăm noi din platou. Punct. Gata, ok? Așa, așa facem. Așa, cine ești? Nu e, nu bagă clienții înăuntru, e bodyguardul de la discotecă. E tot la intrare. Tot la intrare. Da, a fost o vreme. Trebuie să ne spui cum te cheamă. Numele meu este Bordianu Valentin, sunt sportiv de performanță, luptător de kickbox. Și când ai avut ultimul meci? În noiembrie la Constanța. Și ce ai făcut? Am câștigat. Bravo! Te-ai luptat vreodată cu cineva faimos, cunoscut? Da, în 2018 am fost contactat să lupt împotriva cunoscutului campion K1, Alexei Inașov. Nu cred. Ăla dă tare la picioare? Scorpionul. Scorpionul roșu, ăla da. Dă tare, nu cred. Dă tare cu piciorul și dă tare la... Și era un de cei mai nenorociți luptători K1 vreodată, ever. A luptat cu multe nume grele ale kickboxului mondial, cum ar fi Remy Boniaschi, Sammy Shield. Multe voci din jurul meu au zis nu, pentru că este un meci riscant și am ales să merg și să îmi înfrunt adversarul. Pentru că lupt în fața unui sportiv de talie mondială. Meciul s-a ținut undeva la Moscova, oarecum la el acasă. Și am câștigat. Eu am văzut că de dat tare în picioare, foarte tare. Lovește foarte pe picioare, bine, da. Low kick-ul, da. Da, da. Lovitura joasă de picioare, da, la baza coapței. Oare te-a lovit, mă gândesc. Da. Și ce am ieșit după acel meci cu câteva contuzii destul de puternice. Pentru că și eu am lovit. Nu știu, doare? Cred că doare rău. Doare. În momentul când lupți, având adrenalina aia foarte sus ridicată, nu e ceva foarte grav, o să continui. După aia? După meci, la ceva timp, să zic. Câteva ore? Așa merge? O oră, două, trei. Așa. Da, nu, a doua zi nu mai călcam în piciorul drept. A însemnat foarte mult pentru mine să câștig meciul ăsta. La acea gală, cum am spus, au fost mulți alți sportivi de renume. Printre ei, ca și persoane cunoscute, invitate la acest eveniment, la această gală, a fost renumitul actor Steven Seagal, care m-a felicitat, mi-a spus că a fost un meci foarte frumos și că am meritat acea victorie. Care e visul tău mai departe? Visul meu este să pot să continui. Nu știu cât mai am, asta o să vedem. Am și eu deja 34 de ani. Mulțumesc. No, da. Mulțumesc. No, și mulțumesc. Trebuie să fii calculat, să știi și când e momentul să tragi linie. Corect. Pentru că e un sport de uzură. Am și eu un amic, nu știu, dar cred că încă mai luptă, nu știu, dar e mai purisan așa pe la vreo 50 de ani, că e de vârstă. Nu mai luptă atunci. Ba da, mai fost, Cătălin. Dar e altă categorie, mai micuțe ca cât mine, poate un pic mai scump. Balamoc, Balamoc. Suntem prieteni. A, da? Cătălin Bodârlă. Da? Da. Balamoc. Suntem prieteni. Prietenul meu. Eu sunt, na, nickname Pistolarul. Îmi spune. Pistolarul ți se spune? Da, spune. Okay. Am o pasiune pentru pistoală, pentru am niște gloanțe pe mine, niște... Dar de unde pasiunea pentru arme? Am o pasiune pentru armele ușoare, pentru nu, pistoale, așa, pentru... Da, nu, am, nu e din familie ceva, să nu e, dar am prins o pasiune, am avut niște colegi de muncă, domnule, pistolarul, în sus pistolarul, așa mi-a rămas de atunci, din adolescență. Din filmele cu Van Damme. Da. Am la bază și o școală de arme, adică... Mă înțeles. Noi avem o întrebare. Dacă o să iei două, trei cuțite și ar fi să mergi mai departe. Cu Florin. Stai puțin, că nu te-am întrebat. Gata. Nu vrei să fii bodyguardul meu? Cătăline, nu mai vorbim, bă, frate. Stai auzi, bă, ce-a zis? Cu Florin n-a mai apucat să zic. Păi nu vreau să cred. Păi știam ce, m-am grăbit. Păi știam ce, Florin. Întrebarea, ce să mai... Nu știa care e întrebarea, a zis Florin din prima. Fii atent, eu am adunat toate cuțitele. Îți alegi tu ce vrei de aici. Mie îmi spui care e mai expensive. Care e centura la cuțite? Asta, da, e ce? Gata, care e centura la cuțite? Medalia nu doar alege. Care vrei? E tarap, ăla, ăsta e primul. Gata, ăsta e altul. Gata, tata, bravo.
Asta chiar e cadou din partea noastră pentru tine. Felicitări. Da, da, da. Da, 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 haide, rău, haide, nu, gata, hai. Ce mă ți-e frică de noi? Numai... Nu, domnule. Ce întrebare e asta? Îți dai seama ce frică. Deci la fugă nu-l întrecem. Eu am fost așa acolo, acum ceva timp. Am fost pe scaunele alea. Serios? Am fost jurat. Aaa, da. Mișto. A, am la venit, noi la emisiune? Da. Am venit cu sportivi tot așa de performanță. Aha, să așa gustăm preparatele făcute de... Ce culoare ai votat? Nu mai știu, mov parcă. Te-ai dat lui Scărlătescu! Te prind eu în barie. Asta are mov, mereu. Mulțumim mult de tot, mulțumim. Mulțumim, sănătate multă și sport. Asemenea, mersi. L-a bătut pe Ignașor, ești nebună. Bă, șmecher, ce ești nebună? Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.